În calitate de prefect, salut prezența la această masă a tuturor factorilor responsabili din județul Constanța, care au în preocupare protejarea tezaurului cultural, istoric al județului nostru. Este important pentru că acest semnal de alarmă pe care dumneavoastră, împreună cu autoritățile pe care le-ați menționat, îl trageți acum, într-un moment deosebit pentru Constanțeni, este important ca să știm exact unde ne aflăm cu situația protecției monumentelor istorice și culturale din județ, ca să știm ce facem în viitor. Din punctul nostru de vedere, lucrurile sunt totuși pe o linie pozitivă, pentru că semnale pe care le-am primit în ultima perioadă, cel puțin de când sunt prefect, este că a existat preocupare din partea direcției Consiliului Județean, a Direcției Județene de Cultură, a muzeilor din Constanța, ca să ia niște măsuri în privința protecției acestui patrimoniu. Însă, sigur, nu sunt suficiente și avem multe de făcut împreună. Eu, la nivelul reprezentant al Guvernului, susțin inițiativele dumneavoastră, chiar ne și implicăm, pentru că e vorba de un interes național. Vorbim de patrimoniul județului, vorbim de o zonă importantă ca istorie. După cum am menționat și în cadrul interviului, atât în nume personal, cât și în numele instituției pe care o conduc, am acceptat fără rezerve implicarea activă în proiectul editorial inițiat de dumneavoastră, ce pornește la concluzia justă că patrimoniul istoric și cultural al Constanței se află într-o stare de degradare. Din punctul meu de vedere, consider că trebuie acordată de către comunitate o atenție deosebită patrimoniului cultural local, constanțenii fiind principalii beneficiari ai sumei de valori moștenite. Comunitatea trebuie deopotrivă să fie mândră de importanța și bogăția patrimoniului istoric și cultural dobrogean, dar totodată să-și asumă și responsabilitățile. Din păcate, demersul firesc de reabilitare a unor monumente, ce se încadrează în sfera de normalitate în orice societate civilizată, în România se dovedește a fi unul extrem de ambițios din mai multe puncte de vedere. Pe lângă demersul complicat de identificare a resurselor financiare, mai sunt destule condiționări de ordin legislativ, instituțional, administrativ sau mediatic, ce transformă procesul de reabilitare a patrimoniului istoric într-o adevărată aventură. Este necesar ca destinul patrimoniului cultural să fie reglementat fără echivoc. Și cred că așezându-ne la masă am arătat că putem face lucruri, zic eu, importante. Ar fi putut fi făcute mai devreme, sunt de acord. Dar important este să ne uităm către viitor. Cred că noi ar trebui să naștem o dezbatere la nivel local, plecând de la specificul zonei noastre, și să mergem în comisiile de specialitate ale Parlamentului, împreună cu Academia Română, tocmai pentru a sprijini puțin perioada prin care trece Ministerul Culturii. Și cred că aici sunt oameni care lucrează direct Ministerul Culturii și știu cam ce blocaj este acolo. Ori dacă vorbim despre patrimoniu, noi trebuie să înțelegem că suntem o parte componentă a unui patrimoniu național. Și cred că de acolo ar fi trebuit să vină preocuparea cea mai mare. De acolo ar fi trebuit să vină limitările competențelor autorităților județene, autorităților locale. Nu ai voie să faci asta, îți interzic să faci asta, chiar dacă ar fi aparținut, nu știu, Mamaie S.A., cum este cazul Palatului Regal. Discutăm despre această temă, pentru care îi felicit pe cei de la Info Sudest pentru toată inițiativa și pentru modul cum s-a derulat acest proiect. Iată că am reușit ca o primă finalitate a proiectului să ne adunem la aceeași masă pe toți cei implicați în viața comunității, pentru că discutând stricto senso despre patrimoniu. Patrimoniul reprezintă tot ceea ce am construit, tot ceea ce avem în jur și aparține comunității. Spuneam că universitatea, prin însăși rolul ei academic, trebuie să fie motorul tuturor activităților culturale, științifice din zonă, pentru că asta ne este menirea. Universitatea Ovidius a venit, a ajuns la un grad de maturitate, încercăm să ne dezvoltăm, suntem bine internaționalizați, suntem bine recunoscuți, dar încercăm și noi să fim mult mai prezenți în comunitate și mai ales eficienți, pentru că teoria nu folosește nimănui. Și v-aș puncta câteva lucruri, cele mai importante. Faptul că această lege nu prevede, printr-un articol distinct, abandonul. Este o situație cu care ne confruntăm foarte des în ultimul timp. Nu sunt pârghii să stopăm
acest fenomen a devenit un fenomen în masă. Nu există, evident, un articol și atunci nu există nici un alt articol, da, corelat, prin care să poți pedepsi. E drept, există un articol 36, unde obligațiile proprietarilor sunt înșiruite și pot fi sancționate contravențional, dar este destul de lax la jumii. Nu există un termen concret în care am putea să verificăm dacă un nou proprietar, un vechi proprietar și-a îndeplinit atribuții, a făcut sau nu ceva. În contrata sunt multe situații de genul acesta, în peninsulă se concentrează, sunt case care stau de ani întregi, pur și simplu proprietarul nu s-a atins de ele nici la modul, ce să vă zic, să pună, nu știu, în geam ceva, să nu bată vântul sau să nu intre ploaia. Deci situațiile astea sunt foarte grave și continuă. Ne-ar ajuta foarte mult dacă în 422 ar exista deci prevăzut așa ceva. Și sunt de acord că legea 422 a academicianului Răzvan Teodorescu la acel moment cu siguranță a fost o rezolvare, dar după 16 ani aproape trebuie refăcută. Dar pe de altă parte, ceea ce s-a întâmplat în relația dintre comunitate și bunul simț comun, prin deteriorare, prin intervenții fără rost, prin demolări sau prin ocupări abuzive de aceste spații, a ținut sau ține, dacă vreți, aș folosi trecutul deja, a ținut și de relația dintre administrația locală sau autoritățile locale și comunitate sau comunitățile interesate. În acest oraș există trei reședințe regale. Nu mai există nicăieri într-un alt spațiu al României trei reședințe regale. Din păcate, de asemenea, vă pun această întrebare, arătați-mi măcar unul din edificiile regale ale Constanței care este într-o stare demnă de vizitat, de admirat și de pus în valoare. În mod evident, această lege însă și modificările ei legislative nu pot avea, nu pot privi două aspecte și aici iarăși este o discuție întreagă, corupția administrației, și acest lucru nu ține de bunele noastre intenții și nici de întâlnirea noastră de astăzi, dar mai ține, dacă vreți, și de o anumită educație a personalului din administrație. Eu nu cred că legislația actuală, așa cum arată ea, e adevărat lacune, este cauza esențială a acestor degradări. Până la urmă, este o chestiune de instituție și de oameni. Eu nu cred că, de exemplu, această lege nu putea fi modificată printr-o ordonanță de urgență. Greșesc cu ceva? Da. Se dorea. Dacă se dorea, se putea. Cum mi-e greu să înțeleg, domnul rector Rugina, fac și eu ca un ziarist cu toată dragostea, spunea domnul Florin Angel că trebuie întrebată universitatea. Totuși, universitatea trebuie să fie racordată la mediul economic, social și cultural al cetății. Pentru că nu e așa, imperativele absolvenților care trebuie să fie. Să știe, să facă, să fie specialiști, să trăiască în comunitate. Eu cred, domnule președinte al Consiliului Județean, că trebuie să luați inițiativa și să aveți un proiect endogen pentru restaurarea întregului patrimoniu cultural. E adevărat, pe mai mult timp, că nimeni nu spune că se face de azi pe mâine, în care să prevedeți acțiuni concrete, surse de finanțare, responsabilități și termene și care să fie evaluat periodic. Și cred că le revine o sarcină foarte grea după data de 11 decembrie, ținând cont de faptul că să ducem acest proiect până la capăt, trebuie să-și asume calitatea de coordonator acestui grup. De ce vă zic acest lucru? Pentru că indiferent ce face factorul politic și ce ar putea decide în Parlamentul României, este vorba de faptul că nimeni de aici, cei de care suntem pe partea aceasta a mesei a politicienilor, nu poate să priceapă pe acest domeniu cum este domnul Traian Cliante, doamna Doina Păuleanu, doamna Maria Magiru, domnul Costin Scurtu, domnul profesor Florian Angel, etc. Și încerc scuze dacă am sărit pe cineva. Și cred că dânsii trebuie să se așeze și să ne spună ce trebuie să facem. Da, este o lege organică, este o lege organică care nu poate fi modificată printr-o ordonanță de urgență, nespecificând clar care este urgența. Orice ordonanță de urgență care apare și modifică o lege organică, trebuie să se pună de comun acord cu niște specialiști. Dacă nu există un dialog cu specialiștii, degeaba dăm aceste ordonanțe de urgență, care la rândul lor vin în Parlamentul României și iar începe o tevatură de modificare a respectivei ordonanță de urgență și ne mișcăm în jurul cozii. Deci ca să facem ceva concret și foarte simplu,
este ca specialiștii să stea la de vorbă la masă cu parlamentarii și să le spună ce să facă. Haideți să fim corecți și să ne asumăm aceste lucruri, în așa fel încât după data de 11 decembrie cei de la Info Sud-Est să fie coordonatorii acestui grup de lucru, care să ne așeze pe toți la aceeași masă. Există o reținere și o reticență inexplicabilă în ceea ce privește situația patrimoniului din România, care la nivel național este foarte rea, dar la Constanța cu precădere s-au întâmplat lucruri pe care, din păcate, nu o să mai putem să le îndreptăm. Evident că responsabilitatea și vina o purtăm fiecare dintre cei care am fost implicați în viața cetății și e bine să ne asumăm partea de vină care ne revine. Eu sper ca următorul legislativ să adopte o poziție diferită de cea pe care au avut-o ultimile legislative în România, în sensul că sunt o mulțime de lucruri care trebuiesc făcute. E foarte ușor să interziști ceva. Din păcate, nici legile restrictive pe care le-am dat n-au fost aplicate și, așa cum vedem și în Constanța, cum vedem și în București, foarte multe clădiri de patrimoniu au fost lăsate cu bună știință și intenționat să se degradeze pentru a fi demolate și pentru a fi exploatat din punct de vedere imobiliar terenul pe care se află. În mod firesc, clădirile de patrimoniu se află în centrul orașelor, nu sunt la periferie și valoarea imobiliară a terenurilor este foarte mare. Da, pentru că toate lucrurile pe lumea asta au nevoie de un început și eu salut această inițiativă. Îmi exprim disponibilitatea și am convingerea că toți parlamentarii prezenți și nu numai toți parlamentarii constanțeni vor susține un demers legislativ care să ușureze clasarea, declasarea, clarificarea abandonului, expropierea dacă este nevoie. Dar acest lucru, domnilor și doamnelor specialiști, trebuie să plece de jos, adică de la dumneavoastră, cei care vă loviți de lege, cei care o aplicați în fiecare zi și cei care v-am auzit mai devreme că vă plângeți de problemele care le ridică aplicarea legislației în vigoare. Eu sunt convins că dacă se creează acea echipă de lucru și orgoliile sunt lăsate la o parte și lucrurile vor funcționa, eu sunt convins că propunerea legislativă, așa cum spuneam, poate îmbrăca o formă aplicabilă, o formă care să vă ajute și să ne ajute să salvăm patrimoniul cultural. Nu au dispărut specialiștii din Constanța în acești ani, ci pur și simplu au fost marginalizați, au fost, nu vă gândiți că nu mă uit la mine, că eu abia-am terminat doctoratul, n-am cum să mă simt specialist. Dar știu specialiști care au suferit în această perioadă. Unii și-au făcut foarte bine treaba, dar s-au conservat acolo, la locul de muncă, pentru că altfel probabil că ar fi fost distruși. Dacă ar fi spus, și sunt oameni în universitate, domnule Chița, care au spus la momentul respectiv că se distrug. Unul dintre ei este chiar lângă noastră. Dar este un risc, a fost un risc în Constanța să spui asta. De asta spun că cred că ar trebui să vorbim în primul rând despre bun simț când mergem în Parlament și mai puțin despre lege. Dacă nu, bun, noi putem face o lege, în ce condiții se reabilitează cazinou, Palatul Regal și așa mai departe. Eu mă îndoiesc că nu se va găsi o chichiță să vindem și cazinou. Știu că la un moment dat era și el pe lista de vânzare. Sunt președintele Comisiei de Cultură din cadrul Consiliului Local. Cred că este foarte important, așa cum spunea și colegul meu, Florin Angel, să înțelegem contribuția pe care turismul poate să o aibă în cadrul municipalității. Și în acest patrimoniu, da, istoric și cultural, prin punerea sa în valoare, să știți că se dezvoltă un anumit concept și acela este turismul cultural. Conceptul de turism cultural este un concept nou, dar care are o contribuție semnificativă în industria călătoriilor și să știți că acest concept determină o perioadă mai mare de ședere și atrage venituri foarte mari care pot fi sau pot contribui la ceea ce înseamnă veniturile municipalității. Este important să înțelegem pentru că patrimoniul ăsta istoric și cultural este o moștenire. Se bazează turismul cultural pe ceea ce înseamnă moștenirea noastră și el nu reprezintă nimic altceva sau poate să facă parte până la urmă din strategia de dezvoltare economică-socială de la nivelul unei regiuni.